Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Pe lângă meseria de prezentator TV, cei doi se bucură de un succes răsunător și pe partea afacerilor. Adela Popescu și Radu Vâlcan dețin o firmă care se ocupă de activitățile agenților și care poartă numele de Takamaka. În anul 2021, compania lor a obținut o cifră de afaceri de peste 1,5 milioane de lei, adică peste 300 de mii de euro. Adela și Radu Vâlcan au înființat firma în 2016, iar de atunci până în prezent, aceștia au scos un profit de aproape 3,5 milioane de lei, adică în jur de 700 de mii de euro. Radu Vâlcan moderează de mai mulți ani emisiunea Insula Iubirii, încasând un salariu de 15 mii de euro. Adela Popescu, vedeta, încasează și ea mii de euro de la ProTV pentru proiectele în care este implicată, atât ea cât și soțul ei au numeroase contracte de imagine cu branduri mari din țară. Cei doi filmează reclame, iar Adela se numără printre cele mai solicitate vedete în acest sens. În ciuda veniturilor pe care le încasează, prezentatorii TV preferă să rămână modești și să nu iasă în evidență prin lux și opulență. Pe lângă asta există și cheltuieli cu copii plus multe altele. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.